Să discutăm puțin despre anumiți fabricanți de diverse, orice ar fi, nu contează ce, care, odată ce au lansat un produs pe piață, încearcă să-l facă bun, încearcă să-l facă vandabil, să-l laude lumea, să cumpere unul altul, să recomanzi, băi, mi-am luat nu știu ce, foarte bun. De exemplu, ultimul produs la care am renunțat este un nisip pentru lichiera pisicilor. Un nisip care a fost foarte bun multă vreme, după care a început să fie un fel de nisip simplu. Nu mai făcea absolut nimic. Același produs. Am continuat totuși să iau, am crezut că nu vă bine, că nu înțeleg eu, că eu știu ce, că una, că alta. După care am renunțat și am luat un alt produs, bineînțeles, mult mai ieftin și mult mai bun. Care este concluzia? Fabricanții, ca și acest fabricant de nisip pentru lichiera de pisici, după ce își dau seama că au vânzări foarte, foarte bune, strică produsul, nu mai adaugă ingredientele necesare, lumea continuând însă să cumpere. De fapt, ce cumperi? Cumperi ceva care s-a fabricat foarte ieftin, că nu mai avea tot ce trebuie. Ei fac buzunarul gros, după care apar pe piață cu un alt produs identic, dar alt ambalaj, altă denumire, altă, cu care fac exact aceeași poveste. Este adevărat sau nu?